Numărul accidentelor de circulație, soldate cu răniți și produse pe trecerea de pietoni este în continuă creștere în Râmnicu-Vâlcea. Graba la volan, viteza și neatenția sunt doar trei dintre cele mai importante cauze care stau la baza evenimentelor rutiere de acest fel. Vineri după amiază, chiar pe trecerea de pietoni de pe strada General Magheru, două persoane, bunic și nepot, au fost rănite și transportate de urgență la spital. Șoferul, un bărbat de 74 de ani, spune că nu i-a văzut pentru că avea soarele în față. Am venit din nord spre sud, am făcut sensul giratoriu și aici, la trecerea de pieton, nu m-a orbit soarele. Nu am văzut când bătea exact în urmă. Nu am văzut. Ați rănit un copil și bunicul lui? S-a lovit. Atât de tare încât v-a spart parbrizul? Da, cred că a lovit pe el, s-a venit... Aveați viteză? Păi viteză în intersecție, nu o aveam, că a dat prioritate și așa. Nu aveam viteză, nu aveam... De șofer vechi? Am vreo 35 de ani. Și ați mai avut parte de evenimente din astea? Nu, e primul eveniment. De astea câți ani aveți? 73 jumate. Mulți ani înainte. Mulțumesc. Cum vă numiți? Ionete Nicolae. Îmi pare rău. Și mie de nu mai pot, nu știu, trebuie la picioare. Miștii analizează cu atenție mărturiile și pun cap la cap rezultatele măsurătorilor pentru a stabili în mod cert cauza accidentului. În mod sigur, șoferul va rămâne fără carne de conducere pentru o perioadă de timp.